Gheorghe Flutur a votat la ora 8 dimineață la Gura Humorului, unde a fost susținut de democrat liberal Ioan Bălan, Daniel Cadariu și Gheorghe Niță. Am votat pentru o Românie modernă, europeană, pentru binele românilor, pentru continuitate, pentru modernizarea României. La ora 9 dimineață, liderul PSD Suceava, senatorul Gabriel Mârța, și-a exprimat intenția de vot la secția de la școala generală numărul 3 din municipiul Suceava, împreună cu soția sa. Am votat pentru schimbare, am votat pentru ca în România să se instaleze normalitatea, liniștea și, sigur, mai binele populației. A urmat apoi deputatul PSD Cătălin Nechifor la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, care a votat pentru drumul cel bun pe care România trebuie să-l urmeze. Pentru că s-au terminat 20 de ani de la Revoluție, pentru că am mers și înainte și înapoi, pentru că România n-a progresat așa cum am vrut noi și pentru a porni din nou la drum, de data asta mai uniți, de data asta mai puternici. Și poate că de data asta vom face ceea ce trebuie. Vicepreședintele Organizației Județene a PSD, Ovidiu Donțu, s-a prezentat singur la urne în jurul orei 10 la secția amenajată la Colegiul Tehnic Samuel Isopescu. Acesta a declarat că a votat pentru ca România să spună stop turbulențelor. Am votat pentru ca România să spună stop turbulențelor, ca politicienii să înceapă să facă ceea ce trebuie în această țară, să rezolve problemele oamenilor. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a votat ca și în primul tur de scrutin împreună cu familia la secția de votare de la Colegiul Tehnic Samuel Isopescu, dar a fost însoțit și de mai mulți membri PDL Suceava. Azi am votat pentru o Românie modernă, pentru o Românie reformată, de asemenea am votat cu speranța de mai bine pentru suceveni, am votat cu speranța că proiectele care sunt demarate în orașul nostru vor fi finalizate, am votat cu speranța că va fi mai multă echitate în România în ceea ce privește legea salarizării și legea pensiilor unice. Deputatul PDL Ioan Bălan s-a prezentat la secția de votare de la Casa de Cultură din municipiu și a declarat că, deși avea puține emoții, a votat pentru un președinte puternic care să-i reprezinte pe suceveni. Am votat pentru un președinte puternic, am votat pentru un președinte drag și apropiat Sucevei, am votat pentru un președinte care ne reprezintă și am votat pentru un președinte care să ne reprezinte pe toți și pe noi suceveni. Ultimii care și-au exprimat intenția de vot au fost europarlamentarul Petru Luhan la secția specială de la Universitate și liderul PNL Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, care împreună cu soția a votat la secția amenajată în incinta colegiului, Petru Gareș. În primul rând am votat pentru o Românie mai dinamică în context european. Avem nevoie de sprijinul marilor puteri europene. Apoi am votat pentru implementarea sistemului uninominal, pentru ca să avem mai mulți bani pentru investiții și mai puțin pentru buzunarele parlamentarilor. Apoi am votat pentru descentralizare, respectiv aducerea serviciilor publice mai aproape de cetățean și ridicarea calității acestora. Și nu în ultimul rând am votat pentru ieșirea României din criză. Am votat împotriva gesturilor huliganice și a gesturilor care produc haos și scandal în România. Iar pe de altă parte am votat pentru un guvern care să scoate România din starea în care au adus-o alții. Am votat pentru bun simț, pentru respect și pentru o evoluție pozitivă a generațiilor care vor urma.